În partea din stângă a clădirii se pare că intrarea este interzisă, dar avem voie să intrăm. Și aici avem deșeuri. În big bags-uri. Diferite prese. Un cântar de mare cantitate. Deșeuri peste tot. Ala este destul de goală și nu este cum ar susține reprezentanții că aici se recepționează foarte multe deșeuri care sunt apoi transformate în haine second-hand. Am identificat și un instrument electric denumit UV Trolley. Foarte mic. Nu știu dacă, de fapt, sigur nu face față dacă cineva ar susține că acest instrument ar dezinfecta ceva.